Locuitorii din satul Pârlița, raionul Fălești, nu mai doresc ca Federația Rusă și aliații săi din Republica Moldova să se implice în turul 2 al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie. Această opinie a fost exprimată astăzi de către oameni în cadrul întâlnirii cu președinta și candidata la funcția de șef al statului, Maia Sandu. Noi n-avem nevoie de Federația Rusă, nici într-un caz. Ei au țara lor, lasă respecte țara lor. Fostele republici, cred că niciuna nu dorește ca să fie în Imperiul Sovietic. Prin discursul dumneiei a făcut o claritate, cei ce unii dintre noi eram ferm convinși de aceste lucruri și sper că ceilalți care poate au avut careva dubii și au primit răspunsurile la toate întrebările. Sperăm că oamenii de bună credință și care au înțelepciuni vor vota cu un președinte onest, care are verticalitate și care ne-a dus faima în întreaga lume. Locuitorii înarmați cu flori și întrebări au discutat deschis cu președinta despre influențele externe în politica națională, în special despre injectarea aproape 40 de milioane de dolari de către Ilan Șor în alegeri și cumpărarea a 300.000 de voturi. De asemenea, au abordat necesitatea reformei justiției, corupția electorală, dar și cea de zi cu zi. Am venit cu flori pentru că este o doamnă deosebită. O stimez foarte mult. Sunt mândră. Sunt cetățeanca Republicii Moldova, care are în frunte pe doamna Maia Sandu. Indiferent cine va fi președinte după 4 noiembrie, oamenii ăștia care și-au vândut votul oricum vor fi sancționați, pentru că Parlamentul și Guvernul nu se schimbă. Trebuie pus la punct, nu ei să facă ei ce vreau ei din capul lor, dar să fac conform legii care este la timpul de față respectate. Să meargă să voteze pentru Moldova, să meargă să voteze pentru ca hoții să nu revină la putere, să meargă să voteze pentru ca în Moldova să fie pace. Ați văzut cum umblă cu minciunile? Că eu, că război, așa spuneam și 4 ani în urmă. Și uitați-vă! Au fost 4 ani de pace, într-un context tare dificil. Maia Sandu, care a obținut peste 40% din voturile valabile în primul tur, se va confrunta în turul 2 cu Alexander Stoianoglu, care a adunat aproape 26% din sufragii. Da, a răspuns la întrebările Dorute, a răspuns clar, concis, demn, un președinte demn care merită să fie ales și în următoarele alegeri. Îmi părea mult mai bine dacă într-un 2 intrau mai multe partide de centru sau de mai multe pro-europeni. Și îmi pare foarte rău că, da, într-adevăr, există cumpărarea voturilor, dar nu s-au luat nicio măsură până acum. În primul tur, la urne au venit 1,5 milioane de cetățeni, reprezentând peste 51% din electorat.